Acest vot, domnule Tăriceanu, și de ce ați intrat în această bătălie? Prin susținerea dumneavoastră în primă instanță necondiționată, am urmărit declarațiile dumneavoastră cu atenție, dar iată, ea este dublată în momentul de față de propunerea pe care ați primit-o din partea domnului Victor Ponta, dacă va câștiga alegerile, să vă propună în cadrul alianței pentru funcția de prim-ministru. Și în intervențiile mele publice de astăzi am început prin a sublinia următorul lucru. Atât eu cât și domnul Victor Ponta, noi ca parlamentari cu grupul meu de colegi care fac parte din Parlament și parlamentarii PSD-ului și nu numai, cu toții am fost aleși și am primit un vot de încredere și pe lângă un vot de încredere și un mandat din partea celor care au votat USL-ul în 2012. Acel vot nu a fost numai pentru o viață mai bună, pentru progres social și economic. A avut o componentă foarte importantă, care a fost în continuarea referendumului din 2012, și anume mandatul de a pune capăt regimului Băsescu. Și eu cred că în momentul de față, obligația și datoria mea este să îi acord acest sprijin lui Victor Ponta, așa cum am spus, necondiționat, de absolut nimic. Nu e vorba nici de numire, de nominalizare sau de altceva, pentru a avea garanția, prin alegerea domniei sale, că punem punct acestei perioade nefaste, extrem de păguboase pentru România, care a însemnat regimul Băsescu. Deci eu nu vreau să-mi asum niciun risc, nici cel mai mic risc, văzându-l pe Iohannis, care este un demn continuator, sau cum am spus eu, un fel de Băsescu cu față umană, ajungând președintele României. Sigur că această propunere, care pentru mine este una valorizantă și mai ales cu semnificații pentru alegătorii mei, care în acest fel văd o garanție pentru continuarea unui set de politici care au făcut România mai modernă, mai prosperă, mai europeană, pe care le-am adoptat în perioada în care eram prim-ministru, să continue. Și sigur că împreună cu Victor Ponta ne gândim și cântărim foarte bine care sunt lucrurile cele mai importante pe care va trebui să le facem pentru România în viitor. În așa fel încât România să iasă din această zodie nefastă a certurilor, a scandalurilor permanente, a atacurilor sub centură, a fracturării societății între diverse categorii socioprofesionale. Să încheiem acest capitol de Românie divizată profund și să revenim la o Românie normală, o Românie care este capabilă să se mobilizeze în jurul unui proiect mare, așa cum am dat exemplul în perioada în care am făcut campanie electorală pentru turul întâi al alegerilor prezidențiale. Cred că avem o mare responsabilitate în acest sens. Eu vreau să-mi aduc toată contribuția și voi face tot efortul pentru ca să pot să-l ajut pe domnul Ponta să-și ducă la bună îndeplinire obiectivul, și anume acela de a câștiga alegerile prezidențiale, și sigur după aceea vom avea timp să discutăm toate celelalte chestiuni care țin de buna guvernare, de alcătuirea guvernului și așa mai departe, de formarea coaliției, pe care cred că românii sigur le vor aștepta, dar, cum se spune, la timpul potrivit. Acum e important să ne mobilizăm, să reușim acest obiectiv de care pomenea. Ce vreau să vă spun? Astăzi, la conferința de presă pe care am ținut-o la ora 6:20, 6:15 cu aproximație, un ziarist m-a întrebat: da, domnul Tăriceanu, aveți cumva semnale din partea PNL-ului? Sunt anumiți membri ai PNL-ului că doresc să vi se ralieze? Și eu cred că la momentul respectiv n-aveam niciun semnal, să zicem, proaspăt, decât discuțiile pe care le-am avut în ultima vreme cu o serie de foști colegi de-ai mei din Partidul Național Liberal, care cu toții împărtășesc o mâhnire, o îngrijorare, o temere că rolul lor se diluează în Partidul Național Liberal, că Partidul Național Liberal, așa cum este astăzi el definit, nu este de fapt decât un acoperiș pentru PDL și o firmă nouă pe care PDL-ul și-a pus-o pentru ca să poată să fie uitate toate greșelile și toate catastrofele pe care le-a făcut în perioada 2009-2012. Însă trebuie să vă mai spun ceva. În această după-amiază, după declarațiile pe care le-a făcut și domnul Ponta și le-am făcut și eu,
m-am trezit cu o serie de mesaje proaspete, de felicitări, de încurajare, de, în fine, semnale, cum se mai numesc, ale colegilor, foștilor colegi din PNL, care văd că se deschide o nouă perspectivă pentru ei, o perspectivă în care să nu-și piardă complet identitatea liberală, o perspectivă în care se pot regăsi și ei să contribuie la promovarea valorilor și ideilor liberale, pe care, din păcate, așa cum a evoluat situația politică în cadrul PNL-ului, riscau, bineînțeles, să le piardă, riscau să-și piardă nu numai pozițiile lor personale, dar valorile pentru care au militat ani de zile, să vadă că s-au dus pe apa sâmbete. E un lucru foarte important pentru că, sigur, și electoratul liberal este într-o situație complicată. Eu am spus și înainte, dacă vreți, o frământare pe care mulți o trăiesc, ce să facă? Să susțină în continuare liberalismul sau să urmeze, eu știu, indicațiile partidului și alegerea oficială reprezentată de Klaus Iohannis, care nu are nimic în comun cu liberalismul. El este, ce vreți dumneavoastră, astăzi e liberal, mâine poate să fie social-democrat, că ne-a demonstrat în 2009 că era foarte confortabil cu propunerea făcută de PSD să devină premier. El nu are o identitate politică, el este numai un om care urmărește cu orice preț să parvină, să parvină politic și pe scara socială, fără îndoială, îl interesează și acest lucru. Nu e un om de convingeri, nu e un om care să fi făcut politică, să fi militat, să-și fi asumat niște răspunderi, niște decizii pe baza cărora oamenii să-l poată cântări cu adevărat. Și sigur că acest lucru, spuneam de colegii din PNL, reprezintă și pentru mine un semnal foarte interesant și cred că fără îndoială și pentru electorat.